Bine v-am regăsit la Astrofanatic. Vă propun o temă interesantă. Nu vreau să creeze discordie, dar de multe ori e foarte bine să cunoaștem, să ne mai cunoaștem și partenerele. Și mai ales e emisiunea, e dedicată domnilor care își doresc o parteneră, o tovarășe de viață, în care, eu știu, la vârsta mea, am spus că lucrul cel mai important este încrederea și fidelitatea și a unuia și a celuilalt. Și astăzi vom încerca, în prima parte a emisiunii, să vedem cele mai fidele zodii, iar ulterior cele mai infidele. Știu că o să s-am defurcat cu dumneavoastră și o să spuneți, nu e adevărat, eu nu sunt așa. Dar credeți-mă, este un studiu făcut pe un eșantion de 100 de persoane, iar eșantionul ăsta nu trebuie neapărat să conțină datele uneia sau celeilalte din persoanele care vă vor contesta. Și cum spuneam și în alte emisiuni, excepția întărește regula. Dumneavoastră, cele care nu vă regăsiți nici ca fidele, nici ca infidele, înseamnă că sunteți o excepție de la zodie. Vedeți, fidelitatea asta pentru o doamnă nu se manifestă numai în planul sentimental, amoros, partenerial. Fidelitate poate să fie o femeie să fie foarte fidelă familiei, totalmente. Poate să fie fidelă, nu știu, unor idei pe care le-a imprimat copiilor, pe care îi crește, îi fac mari, îi trimit la studii. Deci a fi fidel într-un domeniu sau altul este, eu știu, zic eu așa, cel mai important și cel mai bun lucru, pentru că te ține ocupat, nu-ți dă timp de a călca strâmb, de a greși sau de a devia de la un țel pe care voi vi l-ați preconizat. Și să vedem care sunt cele mai fidele, pentru că zicem, sau zic cercetătorii, că una din cele mai fidele femei ar fi femeia Taur. Ea s-ar situa pe locul 1. Înțelegi? Dar, așa cum am spus, excepția întărește regula. Să începem cu femeia berbec, care este exuberantă, pasională, iar atunci când iubește, este devotată și gata să meargă până în pânzele albe pentru partener și pentru iubire. Dar, nerăbdătoare și cu spirit de conducător, femeia berbec trebuie să simtă că este curtată fără timiditate sau ezitări. Deci ca să poți să ai o parteneră berbec, trebuie să fii neezitant, să fii curajos și ce-ți dorește ca fiecare, trebuie să fii fidel. Asta e condiția femeii berbec. Elegantă gospodină, dinamică, energică, centristă, tot ce iubește ea este pur și simplu să nu caute partenerul alte iubiri. Să nu se ducă prin, glumind spunem, prin pășuni străine. Da. Dacă partenerul nu reușește acest lucru și în plus de asta n-are nici simțul umorului, nu e amuzant, dar nici serios, nici corect, și e și cicălitor, păi atunci ce să-i placă femeii berbec de el? Nu-i place și gata. Femeia berbec atunci taie orice punți și va căuta în altă parte să fie satisfăcute toate nevoile, necesitățile, plăcerile, pentru că ei nu îi place să se sacrifice. Fidelitatea pentru ea înseamnă sacrificiu partenerului. Deci asta ar fi minunea femei din zodia berbec.
Femeia ta, ori în schimb, este foarte fidelă, mai ales atunci când partenerul dă dovadă de siguranță emoțională și financiară, de senzualitate, dar și de confort domestic. E mai greu de scos din tiparele acestea. Femeia taur nu cere prea multe, dar e bine ca partenerul ei să-i fie calm, să evite discuțiile ne la locul lor, neprincipiale, deoarece se aprinde foarte repede și pe bărbații care cunosc o femeie taur, a zice, n-aș vrea să vedeți cum arată femeia taur când se dezlănțuie. Au un apetit sexual mare, ea are nevoie de mângâieri, de un vin bun, de mâncare bună, plimbări lungi prin pădure și de romantism. Dacă nu i s-a oferit măcar acel romantism, femeia s-ar putea să caute altă zonă, pentru că tot ce își dorește ea de la partener trebuie să fie răbdător, pacifist și romantic. Și atunci, dacă întrunește toate aceste trei condiții, femeia taur nu numai că îi va fi fidelă până la capăt, dar se va asigura să nu-l piardă cu niciun preț. De altfel, este chiar posibil ca de multe ori, ea fiind și foarte posesivă, să-l sufoce cu iubirea ei. Hai să vedem că am văzut care sunt zodiile astea fidele și foarte fidele, să ne mutăm ușor spre o zodie care e capabilă să gândească la 10 lucruri deodată, să spună 5 fraze într-un minut și toate diferite. La femeia gemeni, care este plină de imaginație și te poate uimi și cu dualitatea care o reprezintă. Atunci când partenerul nu e pregătit să aibă aventura vieții lui alături de femeia gemeni, ea nu va sta pe gânduri și va vrea să-și exprime personalitatea și să crească sentimental, dar alături de altă persoană. Adică fidelitatea unei femei din zodia gemeni este condiționată de tot ceea ce înseamnă un bărbat care are simțul umorului, care știe să comunice, e harnic, o scoate la plimbare, pentru că un geamăn nu va sta închis în casă, în confortul familiar cum stă taurul, el vrea să cunoască, să știe, să afle cât mai mult. Nevoia de cunoaștere extraordinară. Sunt și o zonă, sau să zic o parte din native din zodia gemeni, care sunt căutătoare, adică mai puțin fidele unui parteneriat. Și acestea n-ai ce să le faci. Îți spune că n-ar avut în fire, n-are lecuire. Când te-ai născut cu morbul ăsta de încercător și căutător și descoperitor de alte lucruri în alte zone, dați-i libertate, mulțumiți-i că a fost o zi, o săptămână sau o lună alături de voi, dar nu încercați să faceți un parteneriat, o căsnicie, pentru că nu se va putea. Căutați acel geamăn serios, conservator, care știe să-și distreze, dar și când intră în zona bucătăriei, să facă cele mai bune mâncăruri. Pentru că, știți cum se zice, dragostea mai trece și prin stomac câteodată. Hai să vedem o altă femeie considerată foarte fidelă, femeia Capricorn, dar are o condiție pe care ți-o pune de la bun început când ai cunoscut-o. Sunt fidelă când mi se oferă dragoste adevărată. Dacă ești tipul de aventurier, eu știu, un călător din ăsta, pasager clandestin, care vrei să vii în vizită, să bați de-n palme, să pleci, n-ai nicio șansă să faci un parteneriat cu o femeie din zodia Capricorn.
este una dintre, spunem, cele mai iubitoare și cele mai fidele zodii la femei. Da? Este la fel ca și cealaltă zodie care este pe aceeași axă astrologică. Înțelegi? Adică rac, capricorn. Când spui capricorn și când spui rac, le dai aceleași valori pe care vrând nevrând trebuie să le să-i le acorzi, că n-ai nicio șansă să ratezi. Pentru că femeia din zodia Capricorn, cât și femeia din zodia Rac, va face totul pentru omul pe care îl iubește. E mamoasă, e generoasă, are grijă de partener cu delicatețe, dă dovadă de intimitate, dar are nevoie de un partener energic care să fie dispus să stea cu o persoană mai complexă a caracterului, așa cum sunt cele două zodii. Eu vi le iau pe amândouă la pachet, pentru că nu știu dacă există 1% diferență între Capricorn și Rac, cu toate că este o zodie de pământ Capricornul și o zodie de apă Racul. Foarte romantică, adoră relațiile cu trandafiri, ciocolată, muzică și plimbări sub clar de lună. E foarte conservatoare, în schimb, când vine vorba de familie și relația sentimentală. Aici are nevoie de siguranță. Dacă ești un bărbat care consideri tu, prin analiza proprie, că nu poți oferi siguranță unei native din Capricorn sau din Rac, este mai bine să căutați în altă parte. Puteți să mergeți unde v-am spus mai devreme, pe la o parte din zodia Gemeni și să pierdeți timp împreună, pentru că nu veți putea construi ceva trăinic. Ce mai spuneam noi? Că femeia Capricorn și femeia Rac, de multe ori sunt și excepții când nu știu să gătească. Dar se interesează, văd ce îi place soțului și de multe ori apelează, și asta e cam pe la începutul, când sunt foarte tineri, înainte de a lega un parteneriat, ai avea un prieten, se pliază pe lângă bunica, pe lângă mămica, pe lângă o vecină care are mai multă experiență și care lasă fereastra deschisă la bucătărie și te năpădesc toate mirosurile alea ambietoare, apetisante, și se școlarizează încet, încet în timp. Adică crește în valoarea gătitului de la an la an, sau mai bine zis, poate de la săptămână la săptămână, că va căuta în permanență să facă ce e mai bun și să-i ofere partenerului care e fidel și care e consecvent și își iubește familia, toate aceste mici răsfățuri. Nu? Ce ziceți? Sună frumos. E frumos pentru că de la ei ne mutăm la leoaice. Leoaicele sunt considerate printre cele mai fidele zodii la femei. E romantică, senzuală, deschisă, dar și manipulatoare. Știe cum să atragă toți bărbații în jurul ei. Chiar dacă îi place să fie admirată, atunci când iubește cu adevărat, este corectă și chiar și o bună gospodină. Dar are nevoie cu disperare de atenție multă, de dragoste, de afecțiune și de un partener, pe cât de frumos să fie, foarte potent, care să știe să-i facă tot felul de complimente, să-i aducă daruri mici și mai substanțiale, dacă se poate, și să fie un gentilom. Altfel spus, femeia leu, care are telefonul plin de numere de telefon cu bărbații care o curtează, va avea de unde alege și va părăsi fără probleme o relație care nu corespunde dorințelor și cerințelor ei. Cu toate astea, printre cele mai devotate și cele mai fidele zodii la femei, este leoaica, pentru că ea nu te va lăsa la greu. Dacă a intrat în sufletul ei, este înțelegătoare și iubitoare. Dar
pare mai tăcută și timidă câteodată, dar în sine este foarte sexy și plină de umor. Dar are nevoie de siguranță. Vrea ca tu să fii numai al lui, să fii fidel, să nici nu-ți treacă prin cap să te uiți în curtea vecinului. Pentru că atunci ai terminat-o. Mamei sau femeii leu îi place să dețină controlul. Când nu reușește să facă așa ceva, adică nu găsește un bărbat care să-l subjuge, dă senzația că îi dă libertate, dar ea știe orice mișcare. Și atunci și-a luat la revedere și caută unul pe care el poate manipula, îl poate folosi și îl poate dirija așa cum îi convine. Și atunci când va face tot ce vrea ea și mai e și fidel pe deasupra, leoaica va fi fidelă 200%. Mergem la o zodie, la femeia fecioară, care este foarte fidelă, deoarece ea nu se implică într-o relație decât atunci când a analizat toate avantajele și dezavantajele. Scurt și la obiect. Nu putem vorbi prea mult, îi spunem că este foarte fidelă. Dacă corespunde modul ei de analiză acel tip de bărbat, nu l-a scăpat, nu l-a mai pierdut, l-a luat. Hai să vedem cu femeia balanță, care nu poate fi considerată statornică. De ce? Pentru că femeia balanță, fiind prin excelență o femeie frumoasă, grațioasă și cu mult sex appeal, este dorită de toți. Dar până la urmă, formele ei și frumusețea de care se bucură o fac să fie pretențioasă. Deci dacă vreți să intrați în grațiile unei femei balanță, trebuie să-i cunoașteți, mai bine zis, mofturile, poftele și dorințele ei. Și dacă ați reușit să-i satisfaceți acest plan, e perfect. Dar să știți că partea de familie va reveni în mare parte partenerului. Cu toate că este cum este, încântătoare, e plăcută, cedează foarte repede flirturilor. Și pe cât e ea de serioasă în anumite ipostazi, foarte ușor poate deveni infidelă când începe să fie periată, mângâiată, adulată, îi se aduc osanale, îi spune că e cea mai frumoasă, nu e femeie mai frumoasă în lume decât ea. Și atunci, dacă ai impresionat-o, a călcat alături și fidelitatea rămâne undeva. O temă de discutat. Mergem la femeia scorpion, care nu este încadrată printre cele mai fidele zodii ala femei, pentru că e fascinantă și îi place dragostea și jocul seducției. Asta e, radiază. E atractivă, e o personalitate care este ca un magnet, un magnet viu și va fi în permanentă, cum să zic eu, situații din astea care și le creează, e cu o atenție permanentă la orice mișcare care poate să vină de la un potențial partener. Dar la fel de bine este o încercătoare, o doritoare, vrea să știe, să vadă, să probeze, să analizeze și îi trebuie în permanență o altă persoană pe care să o analizeze, să o pună în cumpănă vis-a-vis de primul. Și va fi în permanență o căutătoare. Greu, mai greu de controlat și de stăpânit o nativă a zodiei scorpion. E, cum să zicem noi, e ceva care te atrage, te încântă și când zici că e borcanul mai bun, că e miere mai multă, îți ia borcanul de mână și zice mulțumește-te cu ce ai plec. Atât. Mergem la o zodie imprevizibilă, care are multă nevoie de libertate.
îi place intriga, îi place să provoace intelectul bărbatului și să-l provoace să vadă cât de departe poate să ajungă. Are nevoie de un partener plin de surprize. Și asta este zodia săgetător, femeia săgetător. Femeia săgetător este femeia care cucerește cu dezinvoltură totală, este omul care se duce direct la țintă, îi place ceva, se duce, îi spune, mie îmi place de tine, asta sunt, îți convine bine, nu? La revedere, chiar dacă are câteodată și un reeșec sau un refuz, nu interesează. Se scutură, e elegantă și pleacă să cucerească în altă parte. Hey. Despre Capricorn v-am spus, am mai pomenit, am făcut antiteza Rac-Capricorn. Mai spunem puțin că Capricornul, femeia Capricorn, vrea o relație ca la carte. Da? E cochetă, ține la tradiții și va rămâne fidelă pentru tot restul vieții atât timp cât are un partener care corespunde din toate punctele de vedere. Pentru ea relațiile de o noapte o lasă rece. Chiar dacă are un apetit sexual extrem de mare și mai ales în tinerețe. Dă dovadă de echilibru, iar echilibru foarte greu îl poți perturba. Prefer acel echilibru decât unui partener aventurier și infidel. Fidelitatea pentru ea este, nu știu, ca o icoană pentru credincioși. Hai să mergem și la femeia vărsător, care e fidelă până la un anumit punct. Dacă, în schimb, e gelozită, are un partener gelos care vine cu acuze și, în general, nefondate, pentru că și ea e, are ceva atractiv, e plăcută, e apetisantă, e sexapilată. Toate calitățile le are. Dacă are un partener gelos și vine și îi spune, am auzit că nu știu ce, lucruri neplăcute, că ai fost cu nu știu unde, că nu știu cu ce și nu știu cum, te-a lăsat, te-a privit, mai ai de spus? Hai, mai înșiră. Ok, nu zice nimic. Dar a doua zi e pregătită să te înșele. Și strage o lecție de asta de înșelat, dar un înșelat cu muzică, adică cu ecouri acasă. Ca să ajungă la urechile tale prin diferite canale și surse și să te facă să-ți dai seama că gelozia ți-a cauzat și ți-a stricat, nu neapărat căsnicia, parteneriatul. Așa că vedeți cum tratați dacă aveți o parteneră din zodia vărsător. Și mergem la ultima zodie care îi plac poveștile de dragoste, dar de dragoste pe viață. Așa că atunci când își dorește un partener, femeia pești poate fi printre cele mai fidele zodii de la femei, dar dacă partenerul o impresionează în permanență, ba să-i aducă trandafiri roșii care îi plac, ba să găsească un partener care știe să și cânte și dacă se poate să-i facă și serenade de la balcon și care în final se dovedește a fi sufletul pereche. Atunci când iubește, femeia pești poate fi generoasă, erotică, caldă, gentilă, dar și foarte posesivă. Așa că nu îi place niciodată să, nu știu, să-i se spună banalități, să îi facă declarații trase la indigo, știu eu, furate de undeva, pentru că afară de asta citesc foarte mult, au o memorie extraordinară, înmagazinează undeva chiar declarații de dragoste, niște tipare de-astea și dacă tu vii cu un tipar și nu ești autentic, ai terminat relația cu un peștișor.
Ea de la un zâmbet și de la o glumă poate deveni imediat schimbătoare, impetioasă ca o furtună. Cu toate aceste calități pe care le a și le dorește, nativa din zodia Pești nu e caracterizată prin fidelitate totală. Are și perioade când tentațiile, sau eu știu, un trandafir oferit de o persoană care i-a plăcut și nu i-a plăcut, dar care insistent i-a tot adus în fiecare zi cât un trandafir, o face să treacă în latura infidelității. V-am prezentat, v-am arătat și laturile fidele și laturile infidele, că sunt cele mai sau cele mai puțin fidele, rămâne ca dumneavoastră să constatați, să vă trageți concluziile. Sunteți mulți foarte tineri, sunt foarte mulți la vârsta a doua, dar și la vârsta a treia, și aveți spiritul de analiză de partea dumneavoastră. Vă aștept cu comentarii, cu exemple și dacă într-adevăr ați găsit și aturile cu care să combatem analiștii zodiacului care au pus zodiile fidele și infidele în paralel, în antiteză, vă aștept cu dragă inimă. Știți voi unde ne găsiți, pe Astrofanatic. Vă mulțumesc că m-ați suportat, că m-ați acceptat și vă dau o întâlnire în emisiunea următoare. Gânduri bune și tot ce vă doriți!